Prieteni, nu știam cum să încep, sunt Cristian Alexandrescu, dar pentru unii posesori a către trei neuroni, dar beteci ăștia, vreau să menționez că materialele, unele dintre materiale, nu reprezintă opinia mea, poziția mea fiind una neutră. Eu am înțeles în viață că nu e benefic să-mi gustez orizontul gândirii, refuzând să urmăresc informațiile opuse convingerilor mele actuale. În același timp, respect convingerea fiecăruia, fiecare dintre voi aveți libertatea de a stabili dacă informațiile pe care le primiți de la mine vă sunt utile sau nu. Sunt Cristian Alexandrescu și azi întâlnirea cu extraterestrii, dispariția lui Dumnezeu și eradicarea religiilor. Una dintre cele mai mari dorințe ale omenirii este descoperirea unei alte forme de viață în univers. În acest sens, milioane de euro, la care se adaugă un număr foarte mare de ore de muncă, au fost investite pentru îndeplinirea acestei misiuni. Cu toate acestea, există numeroși oameni de știință care susțin că nu este un lucru foarte bun ca omenirea să-și dezvolue poziția și să atragă speciile extraterestre. Laureat al premiului Nobel, Brian Schmidt, a făcut o declarație șocantă cu privire la acest subiect. El susține că nu este inteligent ca oamenii să pornească în căutarea extraterestrilor pentru că există posibilitatea ca Marea Întâlnire să nu fie chiar cum ne-am fi așteptat. Nu este un lucru foarte inteligent să cheltuim atât de mulți bani pentru a semnaliza poziția, pentru că întâlnirea cu extraterestrii poate să nu fie atât de plăcută cum ne-am fi imaginat. Dacă ei există undeva în îndepărtatul univers pentru a ajunge de la punctul A la punctul B, este nevoie de o perioadă de timp fantastic de mare, a declarat Brian Schmidt în cadrul unei conferințe de presă. Până nu demult s-a crezut că puterea de expansiune a universului este încetinită de spațiul imens pe care îl ocupă, dar noile descoperiri în domeniu indică contrariu. Materia neagră împinge cu o forță impresionantă spre marginea universului fiecare galaxie. Acest fapt este atât de important pentru găsirea altei forme de viață, pentru că cu cât cosmosul se dilată, cu atât o să fie mai greu, dacă nu imposibil, pentru a se ajunge acolo unde există forme de viață. Viitorul universului pare să fie sumbr. Expansiunea se produce cu o viteză impresionantă, iar în ceea ce privește găsirea unei civilizații extraterestre, devine misiune imposibilă pentru că lucrurile frumoase sunt foarte rare în univers, a mai spus Schmidt. Pentru a susține teoria lui Schmidt, celebrul fizician Stephen Hawking a venit cu o completare interesantă. El a tras semnalul de alarmă, anunțând că o potențială întâlnire cu o civilizație extraterestră ar putea avea același efect pe care l-au avut oamenii din lumea nouă asupra amerindienilor, atunci când au pus pentru prima dată piciorul în America. Astroteologia este un domeniu de cercetare care vizează studierea vieții extraterestre. Unii teologi sunt convinși că descoperirea vieții extraterestre va produce o criză existențială în toate religiile lumii. Unul dintre susținătorii acestei teorii este și profesorul american Ted Peters, care a declarat că descoperirea unor creaturi extraterestre în univers conduce la prăbușirea piedestalului pe care au fost construite religiile lumii. Pe care, de consecință, Dumnezeu nu ar mai putea fi creatorul universului. Criza va fi atât de puternică încât va zgudui toate religiile lumii. Pentru a depăși această criză, ar trebui să acceptăm că există un Dumnezeu creator pentru fiecare planetă din univers. Regretatul fizician Stephen Hawking era convins că universul nu a fost creat de Dumnezeu, iar religia în scurt timp nu va mai putea ține pasul cu știința și nu va mai putea răspunde la întrebări fundamentale. Afirmațiile sale au stârnit multe controversii. Conform opiniei sale, divinitatea nu a avut niciun rol în creație. Practic, universul a fost o creație spontană generată de legile fizicii. Nu este prima problemă fundamentală cu care ar putea să se confrunte biserica. În anul 1945, un țăran a descoperit într-o peșteră din Nag Hammadi, Egipt, 52 de texte care au fost numite Evangheliile Secrete. Textele aparțin primelor secole ale erei creștine. Abia după 30 de ani, țăranul a vorbit despre această întâmplare. În interiorul unui ulcior înalt de un metru a descoperit 13 cărți papirus legate între ele. Ajuns acasă, a depozitat cărțile lângă sobă. Mama s-a ars o parte din documente neștiind valoarea lor. Ceea ce a putut fi salvat a fost vândut pe piața neagră a antichităților.
Într-un final, mai multe documente au ajuns în Elveția la Fundația Jung. Doi specialiști au început traducerea textelor. Surpriza a fost de proporții. Textele făceau parte din Evanghelia lui Toma, iar prima frază spunea: acestea sunt zicerile secrete ale lui Iisus și pe care geamănul său, Iuda Toma, le-a așternut pe hârtie. După această frază încep întrebările. A avut Iisus un frate geamăn? De ce textele se numeau Evanghelile secrete? De ce nu au fost incluse în Biblie în totalitate? Într-un alt paragraf din aceste texte este prezentată dragostea lui Iisus pentru Maria Magdalena, pe care o îmbrățișa și o săruta pe gură. Au ascuns mai mari biserici aceste lucruri? În ce scop sau din ce cauză? În anul 367, episcopul Atanasie al Alexandriei recomanda într-o scrisoare pascală adresată bisericilor din Egipt să țină învățăturile divine secret. Cu siguranță că publicarea acestor texte ar fi avut un impact asupra tuturor creștinilor. Ele au fost depuse într-un ulcior și ascunse într-o peșteră. Scrierea Bibliei a început în secolul al VIII-lea înainte de Hristos și s-a terminat în anul 100 după Hristos. Biblia nu considera canonice decât cărțile lui Matei, Luca, Ioan și Marcu. Cea mai veche este cea a lui Matei, care a fost inspirată din Evanghelia evreilor. Chiar și între cele patru relatări există diferențe flagrante cu privire la Hristos. Una din principalele griji ale Vaticanului a fost să ascundă toate documentele care intrau în contradicție cu cele patru cărți. Mai mult, până când a apărut iparul, s-au făcut multe corecturi ale textelor pentru că unele dogme erau în contradicție cu textele. În luna martie, Vaticanul a sponsorizat o conferință unde s-au reunit cei mai importanți astrobiologi din lume. Tema dezbaterilor a fost viața extraterestră, care în următorii 20 de ani va fi descoperită. Întrebarea care stă pe buzele tuturor se referă la interesele pe care le are Vaticanul în implementarea în rândul credincioșilor a ideii de viață extraterestră și frați extraterestri. Dacă pentru o perioadă de timp îndelungată religia a refuzat cu vehemență recunoașterea formelor de viață extraterestre, odată cu venirea noului papă, lucrurile tind să iau o întorsătură fantastică. José Gabriel Funes, actualul director al Observatorului din Vatican, a declarat, fără cea mai mică reținere, că religia nu vede niciun conflict între a crede în Dumnezeu și existența vieții extraterestre. Preotul a susținut în cadrul conferinței că așa cum există o multitudine de creaturi pe Terra, așa este posibil ca Universul să fie împânzit cu numeroase forme de viață, unele mult mai inteligente decât noi. În viitorul apropiat, oamenii ar trebui să se pregătească pentru a-i cunoaște pe frații noștri extraterestri. Acest lucru ține de libertatea creației și Dumnezeu este cert că a realizat diferite forme de viață pe mai multe planete din Univers. Un alt reprezentant al Vaticanului, preotul Guy Consolmagni, a sugerat că extraterestrii există și că ei sunt de fapt salvatorii omenirii. Atunci când vor ajunge oficial pe Terra, lucrurile se vor schimba dramatic și societatea va suferi modificări majore cu privire la perspectiva asupra vieții, dar și a lui Dumnezeu. Aceste puncte de vedere sunt de-a dreptul șocante pentru că gurile rele sugerează că Vaticanul cunoaște mai multe lucruri despre viața extraterestră cât și despre creație, dar din motive leste de înțeles le-a ascuns până în prezent. Odată cu începerea unei noi ere, aceste informații trebuie făcute publice pentru pregătirea opiniei publice pentru momentul în care adevărul va fi scos la iveală. Acest adevăr poate fi unul straniu pentru că poate zdruncina religia existentă, dar și ideea globală de Dumnezeu. Campania de pregătire a populației cu privire la civilizațiile extraterestre continuă și în doar câteva luni, Vaticanul pregătește o nouă conferință în care noi informații vor fi dezvăluite. Precizez că materialul a fost preluat de pe site-ul tinerama.ro. Prieteni, încă o dată vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și nu uitați să vă abonați pentru a avea posibilitatea să ne urmăriți premierele. La fiecare premieră beneficiați de chat-ul live, unde puteți comunica, schimba impresii și lega prietenii cu ceilalți user în timp real. Cei mai mulți user simultan aflați pe chat live au fost 1458, ceea ce ne bucură.
Mulțumim de asemenea userilor care doresc să ne sprijine. Sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!